scop crearea unui valoros corp intelectual și de specialiști în diverse domenii de activitate. S-a înființat Școala de Poduri și Șosele, s-a garantat ocrotirea intereselor comercianților români, s-a promulgat legea privind instituirea monopolului tutunului și generalizarea impozitului pe sare, s-a adoptat legea de organizare judecătorească și s-a introdus codul penal și de procedură penală. S-a modernizat aparatul judiciar din România și s-au revizuit codurile civil, penal și comercial, având ca model codul francez. S-au înființat curțile de justiție, de jurați. S-a creat Înalta Curte de Justiție. S-au contopit serviciile vamale din cele două principate într-o singură direcție generală. S-a realizat unificarea administrației, telegrafului, a serviciului sanitar, penitenciar, într-o direcție generală cu sediul la București. S-au introdus facilități pentru interesarea capitalului străin ca investitor în economia românească, în construcții feroviare. S-a creat statul major unic, domnitorul apre comanda supremă, iar doctorul Carol Davila a fost numit medic șef al armatei române. A fost numit generalul Eugen Florescu ca ministru de război, fiind cel dintâi ministru comun al celor două principate. S-a înființat Consiliul Medical Superior și pe lângă Direcția Generală a Serviciului Sanitar. S-au imprimat timbre poștale cu efigia Principele Alexandru Ioan I. S-a creat Serviciul de Arhive și Direcția Generală a Arhivelor Statului. Constantin Giurescu remarca faptul că în mintea lui Cuza, ca și în mintea reprezentanților celor mai aleși ai generației la 1848, ținta finală era unirea românilor într-un singur stat. Începutul se făcuse la 24 ianuarie 1859. Urmarea avea să vină mai devreme sau mai târziu. În toate acțiunile sale, ca domn al țării, Cuza a dat dovadă de un înalt și luminat patriotism. Alexandru Ioan I. Cuza este o mare personalitate a națiunii române. Numele lui Cuza Vodă va trăi veșnic în mintea și inima românilor. Închei cu următoarele gânduri ale profesorului Constantin C. Giurescu. Timpul, acest judecător inexorabil și drept, care așează pe fiecare la locul ce îi se cuvine, nu în raport cu pretențiile și larma pe care a stârnit-o, ci cu opera pe care a creat-o și cu iubirea și înțelegerea pe care a avut-o față de semenii săi, a dat dreptate lui Alexandru Ioan I. Cuza. În perspectiva istorică, slăbiciunile sale omenești se estompează. Rămâne opera sa, de mari proporții, una dintre cele mai mari în întreaga istorie a poporului român. Aceste aspecte, precum și faptul că anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nașterea celui ales ca domn al principatelor Moldova și Valahia la 24 ianuarie 1859. Lucrul acesta a determinat Muzeul de Istorie Paul Păltânea din Galați să considere anul 2020 drept anul Alexandru Ioan I. Cuza, primul domn al statului numit România, rememorând în felul acesta vremurile glorioase care au marcat istoria, identitatea noastră națională și cultura noastră românească. La mulți ani, România! La mulți ani, Alexandru Ioan I. Cuza! La mulți ani, români! La mulți ani, gălățeni! Vă mulțumim! În continuare, se vor depune buchete de flori la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza în acordurile farei Centrului Cultural Dunărea de Jos. Depune buchete de flori instituția prefectului județului Galați. Mai sus, mama. Mai sus, mama.